Potrivit actualelor reguli, fiecare lucrare primește o notă din partea juriului, care contează în proporție de 80% din punctajul final și un număr de aprecieri pe Facebook cu o pondere de 20%. Anul acesta, specialiștii în IT au analizat proveniența acestor like-uri și au constatat că unele dintre ele sunt din țări îndepărtate, unde oamenii nu vorbesc limba română, deci ar fi fost imposibil să citească un eseu scris de elevii din Slatina. La anul vom crea o pagină specială pe site-ul primăriei municipiului Slatina și acolo efectiv se va vota. Îl vom denumi în continuare I Like Ionescu, dar această share-uire, așa cum se numește în Facebook, să nu mai aibă loc, astfel încât cineva din China sau din Arabia sau din, nu știu, din zona Arabiei să mai aibă posibilitatea să dea acest like. Anul acesta, îndesemnarea câștigătorilor au fost luate în calcul, inclusiv aceste like-uri, pentru că toate proveneau de la adrese active. N-am putut să îngrădesc pe cineva și să tai din aceste like-uri, pentru că până la urma urmei, să înțelegeți un lucru. Este munca dumneavoastră și de asta n-am putut să șuntez din această muncă. N-ați încălcat niciun regulament. Autoritățile propun schimbări și în modul de desfășurare a probelor de concurs, acestea urmând să fie ca și Disney Cup. Copiii care vor să participe la acest concurs se vor înscrie. Comisia va alege acel paragraf pe care îl va da dumneavoastră spre analiză și în 2 ore sau în 3 ore de comun acord să creăm eseu sau să creăm aceste opere de artă. Cred că aici eliminăm multe din neajunsurile și multe din interpretările pe care putem să le dăm. Concursul Slatina Acasă la Eugen Ionescu, desfășurat sub sloganul I Like Ionescu, a ajuns la ediția a 3-a. În fiecare an, Primăria Slatina oferă premii în bani celor mai buni participanți pe cele 2 secțiuni, creație literară și arte vizuale, și pentru cele 2 niveluri de pregătire, gimnaziu și liceu.